La începutul decursului meu a fost câteva fetițe care n-au vrut să mai vină la școală. Deci situația de abandon școlar, da? Erau la limită. Da. Așa. Vorbim cu părinții zilnic, că trebuia să ducem O muncă de lămurire, o nu? muncă de lămurire. Fetițele au venit. De ce inițial erau la limita de a nu mai veni la școală? Ce le oprea? Atunci când părinții nu au de muncă, copiii nu ne vin la școală, pe motiv că nu avem ce mânca, nu avem îmbrăcăminte, nu avem haine curate, încălțăminte. Ei, una dintre motivele astea era și a celor fetițe. Nu era vorba că le luau cu ei la muncă sau... Nu, doar stăteau cu cei mici acasă și părinții plecau la muncă. Dar convingându-i, la un moment dat mi-a spus una dintre fetițe că dacă nu erai tu să vii la noi, eu nu veneam. Eu nu cred că mai ajungeam să fac clasa 8-a. Cum reușești să convingi un părinte care n-are el școală că e bine ca fiul sau fiica sa să urmeze cursurile și să-și deschidă altfel mintea pentru viitor? Nu poți să te duci la un om și să-i spui gata, de astăzi îl aduci la școală sau nu. Intri în vorbă cu el, îl afli ce probleme ai, îl iei și altfel după starea care e omul. Și încet, încet, stând de vorbă cu el, își dă de acord.